Salutare tuturor și bine ați venit, sunt David, iar în acest videoclip o să vă prezint un alt model de aspirator pentru cenușă de la Evotools, dar de data aceasta un aspirator cu acumulator ce face parte din gama OneEPTO. După cum probabil bine știți, la Evotools în gama de aspiratoare pentru cenușă există deja două modele pe care le-am testat mai de mult. Acum a venit noul produs, un produs cu acumulator care va face puțin viața mai ușoară, cel puțin o să vedem asta după ce îl testăm. Este un produs destul de nou apărut pe piață ce funcționează cu gama de acumulatori OneEPTO. Așadar avem la dispoziție o întreagă gamă de unelte, foarte multe unelte ce funcționează cu același tip de acumulator. Deci dacă vreți bormașină, circular, știu eu, trimmer cu acumulator, le găsiți în această gamă de unelte, așadar luați un acumulator pe care îl folosiți la toate uneltele din această gamă. Acest aspirator este destul de mic, un rezervor de 15 litri, tratat bineînțeles. Aspiratorul are codul 681355 în cazul în care vreți să-l căutați, dar oricum o să găsiți un link în descrierea videoclipului și vine în pachet aspiratorul așa cum e, împreună cu un furtun de 1 metru, un furtun bineînțeles și el metalic și cu această tijă din metal care vă permite să aspirați cenușa. Bineînțeles, în interior este dotat și cu filtru, un filtru de tip HEPA, un filtru care are și inserție metalică la interior, arată cam așa și se scoate foarte ușor afară, după cum ați observat. Pur și simplu îl introducem aici și rotim puțin de el. Așa arată și rezervorul în interior, capacitatea 15 litri în cazul în care nu am menționat. Vedem că sistemul este cât se poate de simplu. Are aceste cleme ce se fixează aici, cleme din metal, furtunul pe care îl introducem în partea din față, rotim puțin de el ca să se blocheze. Are și gură de evacuare compatibilă cu capătul de la furtun, deci dacă vreau să suflu folosind aspiratorul, pot să îl introduc aici în interior și să rotez de el. Iar în acest moment, dacă apăs pe buton, practic el o să sufle, după cum vedeți, și putem să îl folosim în cazul în care, în momentul în care îl golim, ne umplem puțin de praf, putem să-l folosim să ne curățăm foarte repede. În alte cazuri, o să fie conectat aici în partea de jos. După cum l-ați auzit probabil, pentru scurt timp, cam așa sună, are undeva la 70 de decibeli, deci nu sună extrem de tare astfel încât să fie deranjant, iar puterea lui este în jurul valorii de 9 kPa, deci nu cel mai puternic, puțin mai slab decât varianta, spre exemplu, pe care o găsim în gamă, dar conectată la priză, aceea este puțin mai puternică, dar zic eu că pentru a face o curățare rapidă prin șemineu, prin sobe și așa mai departe, este foarte ușor de luat de mâner, mergem frumos de la sobă la sobă, am făcut curățarea și am terminat treaba fără să mai avem nevoie de cablu. Haideți să îl și testăm, să vedem cum se descurcă la treabă. O să testăm chiar pe șemineul pe care îl avem noi în atelier, că este plin de cenușă, după cum se poate observa și aici. Avem energie în acumulator, haideți să-l vedem la treabă. Sunt tare curios de la ce timp o să se înfunde. Nu vreau să fac pe jos prea mult. De obicei, aspiratoarele pentru cenușă nu poți să le folosești până se umple rezervorul de tot. Dar în cazul ăsta, eu deja am tras jumătate de tavă și încă trage bine, are putere. Foarte important ca cenușa să fie după cel puțin 24 de ore de când s-a făcut focul. Deci până în prezent pot să zic că sunt plăcut surprins. Mai există și bucăți mai mari. Deci nu-mi vine să cred că am aspirat toată tava de cenușă și încă mai aspiră, mai sunt bucăți de lemn. Încă trage foarte bine. Și gata. După cum ați putut observa, am tras foarte multă cenușă cu el, sincer nu mă așteptam.
pentru că v-am zis și la început, foarte multe modele se blochează la un anumit timp. Și acesta vedem că are foarte multă cenușă adunată pe filtru, dar se scoate afară ușor prin rotație. Și dacă îl batem puțin așa, el având un suport metalic în interior, practic se curăță, rămâne aproape ca nou. După cum vedeți, deja toată cenușa a ieșit. Bineînțeles, putem insista, dar eu nu vreau să mă murdăresc prea tare acum. Și avem aproape jumătate de găleată de cenușă scoasă dintr-un foc. Adică fără oprire, fără să mă opresc să-l curăț. De asta vă ziceam că la foarte multe modele, la un moment dat trebuie să te oprești, să scuturi filtrul, după care poți să încep din nou să aspir cu el. Aici văd că nu a fost cazul. Ori a fost cenușa mai veche, puțin mai umedă sau ceva. Cert este că am aspirat toată cenușa cu el și s-a descurcat foarte, foarte bine. Haideți să vedem și cât acumulator mai avem. Acumulatorul avea 3 din 4, încă are tot 3 din 4, cred că se poate observa, deci un rezultat foarte bun. Așa cum ați putut observa, aspiratorul se descurcă neașteptat de bine. Așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-ne cum vi se pare noul aspirator cu acumulator de la Evo Tools, iar dacă vreți să aflați mai multe detalii de natură tehnică despre el, în descrierea videoclipului găsiți link către site-ul oficial hones.ro. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, un share și abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut! We'll be right back.